individual. Principala modalitate prin care am ales să ne pregătim la nivel național în fața noilor provocări de securitate europene și regionale a fost aceea de a relansa într-o manieră cuprinzătoare și robustă analiza și planificarea strategică. În ultimul an și jumătate, România are o nouă strategie națională de apărare, o nouă carte albă apărării și o nouă lege pentru planificarea apărării, adaptată noului context internațional și planificării apărării colective la nivelul NATO. De câteva zile avem și o nouă strategie militară. În plus, am reușit să atingem foarte rapid un larg consens politic la nivel național, astfel încât să alocăm 2% din produsul intern brut pentru apărare, pentru cel puțin perioada 2017-2027.